Dar, dragă, Picasso-ul e pentru casa de vară, nu pentru casa de iarnă. Ah, stai așa, mă sună cineva. Ups! E doar niște mărunțiși, lasă-l. Ce-i cu zgomotul ăla? Aia sunt bani? Cred că i-au căzut cuiva. Hei! Doamnă! Matis, ceva! Nu le jefui! Ce? Nu! Ți-au căzut ăștia! Oh, ce scumpă ești! S-o păstrăm? Putem? Promit că o să am grijă de ea! Poftim! Nu pe ei vreau! Atunci ce vrei? Așa, nu te speria! Hai să te curățăm, chiar miroși urât! Ok, mersi! E divină! Ultimul rocknet la Paris! Draga mea bună! Mua, mua, mua. Ce mai faci? Păi, am adoptat o cerșetoare și are nevoie de transformare! Unde a dispărut? Vai de mine! Pot să-i folosesc pe ăștia? Cine ar arunca așa ceva? Îi ador! Vino aici, mă faci de rușine! Asta e cerșetoarea, adică fata de care-ți spuneam! Pot să faci ceva cu ea? Păi, sunt un geniu creativ, dar asta e o provocare! Hai, ce mai faci? Dar, dragă, ador provocările! Fusta asta o să-i pună în evidență nuanța tenului! Wow, e curată! N-am terminat! Probează-o pe asta! Ai ratat! Oricum nu-mi plăcea! Ăsta o să fie atât de chic! Cum faci chestia asta? Nu-mi pasă, îmi place la nebunie! Mă simt ca o prințesă! Pare bogată! Mulțumesc! Te rog, ia banii ăștia și încă ceva pentru deranj! A fost o plăcere! Pa, doamna Comoda! Hainele astea sunt hidoase! Locul lor e la gunoi! Ce s-a întâmplat? Ia uite ce cameră! E mult mai frumoasă ca tomberonul meu! Ăsta e aur adevărat? N-am mai văzut niciodată așa ceva! Casa asta e imensă! Oh, ia uite! Cred că asta e artă! Oh, wow! Un șoricel! Propriul meu animăluț de companie! Îmi amintește de șoricelul din tomberon! Poftim, micuțule! Hei, nu fi lacom! Măgâtilă! Ce vremuri fericite! Vrei să ieși din cușcă? E ok, nu fi timid! Bună! Ce scump ești! Ți-e foame? Hai să gustăm niște semințe! Poftim! Nu? Nu vrei? Ok, mai multe pentru mine! Nu sunt rele! De fapt, sunt chiar bune! Bună, scumpo, te acomodezi? Ce faci? Oh, mi-e rău! Mâncare! Acum! Dă-mi alea! Hei, unde au dispărut semințele? Mersi! Așa mai merge! Nu pot să cred că am făcut asta! Salutare, domnule unicorn! Ești atât de drăguț! Încetişor! Ce-a fost aia? Ah, eu eram. Ok, e timpul să trecem la treabă! Nu te mișca! Nu scoate o vorbă! O să iau o recompensă grozavă pe tine! Oh, ești grea! Scumpo, e timpul să te trezești! Fetița mea! A dispărut! Alo? O avem pe fica ta! Vrem să ne plătești azi recompensa sau o să vezi tu! Nu glumim! Ce zici? Vrei să te dezleg? Ești atât de enervantă! Ok, dar să nu faci prostii! Poftim! Poți să faci liniște acum? Wow, pe prințesa mea!
scupo, ce s-a întâmplat? A dispărut, vor o recompensă. Au sunat și ne-au amenințat că ne rănesc copilașul. Trebuie să le plătim banii, acum. Cred că e îngrozită, fă ceva. Stai liniștită, am mărunțiș pe undeva. Ok, e timpul să te examinăm. Gura mare. Ce faci? Am orbit. Ok, cred că asta e tot ce aveam în portofel. Repede! Nuanța asta e așa frumoasă! Chiar ți se potrivește? Băieți, o să-mi facă zile fripte pentru faza asta! Trebuie să trec la șefuitul băncilor! Deci nu-ți place? Hai să o recuperăm pe fetița noastră! Haide! Mami și tati sunt aici! Ce? Trebuie să papi tot! Vă rog, luați-o de aici! Ești ok? Am fost atât de îngrijorați! Ah, am chestia asta! E posibil să te usture! Nu, te rog, nu! La mulți ani! Avem niște cadouri pentru tine! Rapid, adu-le aici! Haide, nu trage cu ochiul! Ah, poți să te uiți! Oh! Oh, wow! O păpușă! E uimitoare! Mersi, mami! O ador! Să nu uiți controllerul! Distracție plăcută! Haide, testează-o! E atât de palpitant! Încep! Bună! Eu sunt prințesa Sclipici! Fii prietena mea! E atât de reală! Ah, ok! Ce strângere de mână! Fă-o să-mi dea drumul! Scuze, mamă! Nu știu cum să opresc! Of! M-a durut! Ce prostie! Mă duc la manicură! Hai să încercăm iar! Mă închid! Ok, nu asta voiam! Poate dacă încerc asta... Au! E grozav! Nu are cum să fie atât de greu de manevrat! Grozav, dansează! Să petrecem! S-a stricat deja? Nu e ok! Trebuie să distrug dovezile! O să las chestia asta aici! Și acum o să fug! Pornesc! N-am mai văzut niciodată un popi din aur! Ce e? Bun venit în noua ta casă! Ți-am adus o surioară! Ce ciudat! Ah, e exact ce-mi doream dintotdeauna! Bun venit în familie! Tu ce ți-ai cumpărat dacă ai avea miliarde? Spune-ne în comentariile de mai jos! Viața ar fi atât de ușoară dacă ai avea o sumă infinită de bani, dar nu uita, dragostea infinită e la fel de importantă! Arată-le acest clip prietenilor tăi și nu uita să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe astfel de clipuri grozave!